ultimele 72 de ore, polițiștii mehedințeni au descoperit în trafic doi șoferi băuți bine și unul drogat, dar și diverse abateri pe care l-au sancționat corespunzător. În total, au fost aplicate amenzi în cuantum de peste 142.000 de lei, iar controlele nu se opresc aici. A fost un sfârșit de săptămână încărcat pentru polițiștii rutieri din Mehedinți. În cadrul unei acțiuni de verificare a normelor legale de circulație pe drumurile publice, ofițerii și agenții de poliție au constatat 570 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost sancționați 129 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 59 de șoferi care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 142.800 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 48 de permise de conducere, fiind retrase 22 de certificate de înmatriculare. Doi dintre participanții la trafic, unul în Baia de Aramă și celălalt în satul Valea Ursului din comuna Tâmna, au fost depistați cu un grad ridicat de alcoolemie de peste 81 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Un alt conducător auto a fost depistat la Strehaia drogat cu cannabis. Cei trei s-au ales cu dosare penale. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, poliția rutieră va continua astfel de acțiuni și controle pe sectoarele de drum din municipiu și județ.